Așa cum s-au obișnuit deja, pensionarii își vor primi indemnizațiile înainte de Paști. Seniorii care își primesc pensiile prin poșta română vor intra în posesia banilor între 6 și 10 aprilie. În situația în care factorul poștal nu va găsi beneficiarul acasă, pensionarii își pot ridica sumele de la oficiile poștale. În cazul persoanelor care încasează aceste drepturi prin intermediul factorului poștal, plata acestora se va face în intervalul 6-10 aprilie la domiciliul acestora, urmând ca în cazul persoanelor ce nu au fost găsite la domiciliu și au fost avizate în acest sens, să se prezinte până pe data de 29 la oficiile poștale pentru ridicarea acestor drepturi. De același tratament se vor bucura și pensionarii care primesc banii pe card sau prin virament bancar. Sumele vor intra în conturi cu începere de miercuri. În cazul persoanelor care au optat pentru încasarea drepturilor bănești prin intermediul unui cont bancar, alimentarea acestor conturi se va face începând cu data de 8 aprilie. În mod normal, pensiile ar fi fost aduse beneficiarilor în a doua jumătate a lunii după sărbătorile pascale. Cei care încasează prin poștaș se încasează de obicei în jurul datei, începând cu 14, între 14 și 25.